Dacă ați deschis fișierul, veți vedea ceva de genul ăsta. Avem o structură destul de simplă cu trei coloane. Deasupra marginii de sus avem colon titlul unde va veni numele secțiunii. Partea de jos avem colon cifru sub margine unde avem numele și numărul revistei și uh, numărul paginii. Fișierul este făcut în așa fel încât să începem direct de la pagina 24 pentru că sunt niște articole din interiorul publicației și mai avem aici uh, o linie de ghidaj în plus care ne va ajuta la un moment dat. Și în afara paginii puteți să vedeți caseta aceasta roșie, acesta este, este bleed-ul, vom avea imagini care trebuie să meargă până la marginea hârtiei. Când sunt tipărite, și atunci imaginile vor trebui scoase puțin de pe uh, pagină să curgă în afara ei, ca să nu avem margini albe când sunt tăiate hârtiile. Um, prima chestie pe care ar trebui să o facem ca să putem să vedem paginile și să lucrăm cu ele câte două împreună ca să avem imaginea de ansamblu, este în primul rând să ne facem numărul de pagini de care avem nevoie. Vom lucra prima dată doar cu acest prim articol și atunci ne, facem, ne, ne creăm o singură pagină. Uh, pentru asta, în primul rând, trebuie să deschideți panoul Pages. Dacă nu îl aveți aici sus, mergeți la meniu Window și Pages. Sau apăsați asta, F12, și aici o să-l trag un pic în mijloc să se vadă mai bine. Aici putem să facem, printre altele, niște operații simple de adăugat și scos pagini. Deci, pur și simplu o să dau click pe acest plus în uh, versiuni mai vechi din InDesign. O să arate cam. Ca o pagină cu colțul întors, similar cu aceste două pagini de aici, dar va fi una singură. Și InDesign pur și simplu adaugă încă o pagină lângă cea dinainte, le adaugă una lângă alta, pentru că sunt pagina pară și impară, deci automat partea din, pagina din partea dreaptă și partea stângă. Și de asemenea, vedeți că. Pagina vine deja populată cu aceste elemente de bază, și numărul paginii. Vom discuta și de ce se întâmplă asta imediat. O să pun panoul la loc, îl trag aici. Voi mai avea nevoie de el, și cred că putem să punem conținutul cu care ne descurcăm până acum. Urmând, când ne lovim de anumite probleme, să le adresăm.